lângă Dizzy Gillespie și Charlie Parker și Thelonious Monk, nume importante sunt în bebop, sunt trompetistul Clifford Brown, saxofonistul Sonny Rollins, pianistul Bud Powell, toboșarii Benny Clark, Max Roach, Roy Pence. Cuvântul bebop nu înseamnă nimic. Este o legendă legată de acest cuvânt, care este atribuită lui Dizzy Gillespie. Și Dizzy Gillespie și Charlie Parker și ceilalți muzicieni care au adoptat acest stil s-au lovit de o problemă. Își pierdeau auditori pentru adepții swingului și a erei jazzului dansant. Ceea ce se întâmpla în bebop era haos, era... Și simplu nu înțelegeau ce se întâmplă. Muzica, cum am spus, nu mai era simetrică, frazele erau lungi, întortocheate, accenți. Atunci a trebuit să facă ceva ca să atragă auditoriul. Și am început să se îmbrace ciudat pentru acea vreme. Haine largi, colorate, de pălării, de pe cap. Și mai mult decât atât, Dizzy Gillespie, pe lângă improvizația la trompetă, făcea improvizație cu voce. Și a venit un stil scatman. Nu folosea cuvinte, doar silabe. Gen bop, bop, bam, bam, bum, bibop, 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 bop, bibop. Într-o seară, la un moment dat, auditorul a cerut să cânte piesa aia. Cine e îngurat, nu care face? Cel din auditorul zice, aia, bibop, bibop, bibop. Și se presupune că de aici cuvântul a intrat în circulație. Urmează o compoziție a lui Dizzy Gillespie, intitulată Bird Words. Și piesa Joy Spring a saxofonistului Clifford Brown. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.